Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Flori și ne revedem astăzi la o nouă rețetă și anume vom face o salată de varză cu măr. Pentru această salată avem nevoie de 500 grame varză pe care eu am feliat-o deja. O puteți felia la cuțit sau pe o răzătoare mandolină, depinde cum preferați. Ulei de măsline, un măr, 2 morcovi răzuiți, oțet balsamic alb și sare. Vom felia mărul, îl vom tăia în jumătate, încercăm să scoatem cotorul. Mărul trebuie oarecum tăiat rapid pentru a nu se oxida. Am terminat de feliat mărul, iar acum urmează să amestecăm toate ingredientele. Peste varza tăiată vom adăuga mărul. Adăugăm și ulei de măsline. Sau ulei de floarea soarelui, de care preferați. Și oțetul balsamic. Vom continua să amestecăm ingredientele și vom reveni cu preparatul final. Așa arată salata mea de varză cu măr. Sper să vă placă și să o încercați și voi. Rețeta detaliată o găsiți pe site-ul meu www.florikitchen.ro sau pe pagina de Facebook cu același nume. Până data viitoare vă doresc poftă bună și ne revedem la o nouă rețetă!